Ziua de 14 ianuarie, cea în care ghișele biroului local de impozite și taxe locale din Petroșani s-au deschis pentru prima dată în acest an, a fost una extrem de aglomerată pentru angajații acestuia. Sute de persoane, în marea lor majoritate vârstnici, au luat cu asalt ghișeele, dornici de a-și plăti încă din prima zi dările. În principal, oamenii doresc să scape de o grijă, dar și să beneficieze de reducerea la plata impozitelor și a taxelor locale valabilă până la sfârșitul lunii martie. De ce ați venit chiar din prima zi să vă plătiți impozitele și taxele? Pentru că tot trebuie achitate și am scăpat de o grijă. Ținând cont că pe urmă se spune că plătești mai mult. Am scăpat de o grijă și în același timp ați plătit ceva mai puțin. Da, am plătit ceva mai puțin, da. Ați dori ca să nu aveți surpriza ca pe parcursul anului să se majoreze. Să se majoreze și asta, da, e un motiv, da. Ori o dau în iunie, ori o dau acum, tot trebuie să dau. Și acum am înțeles că beneficiați de o anumită reducere. Dacă te dă, dacă nu te dă, nu contează. Pentru a scăpa de o grijă. Întotdeauna eu sunt printre primii care plătesc în fiecare an. Din cauza asta am venit. Care ar fi avantajele? Păi avantajele sunt că am o reducere de 10%, am înțeles. Din cauza asta am venit. În ceea ce privește nivelul actual al impozitelor și taxelor locale, ce părere aveți despre acestea? Sunt mari, sunt mici? Până acum la noi se mențin aceleași impozite și zic că e bine până acum. Pentru că e pensia mică și beneficiem și noi de reducere în primele 3 luni. Așa procedați în fiecare an? Da, da, în fiecare an. În ceea ce privește nivelul actual al impozitelor și taxelor locale, ce părere aveți despre acesta? Este mare, este mic? Cam mare pentru pensionară. Cam mare, dar ce să facem? Ne putem sustrage. Asta e situația, uitați aici. Dar la noi văd că le-au lăsat ca anul trecut. În Petroșani, impozitele și taxele locale au rămas la aceeași valoare ca și anul trecut, nefiind majorate. Nici taxa pentru ridicarea gunoiului menajer nu a fost majorată. Avem același program ca și în anul trecut. Marțea este până la ora 6. Restul programului este vinerea până la ora 13 și în restul săptămânii programul este de la 8:30 la ora 16. În ceea ce privește nivelul și valoarea impozitelor și taxelor locale, au fost majorate, au rămas la fel ca anul trecut, ce ne puteți spune? Da. Impozitele și taxele locale au rămas la același, impozitele au rămas la același nivel cu cele de anului 2012, în schimb s-au majorat taxele de examinare auto, taxa de buletin și cea de înmatriculare, care sunt cuprinse în hotărârea de guvern 1309/2012, asta înseamnă o majorare de 1 sau 2 lei. În ceea ce privește taxa pentru ridicarea gunoiului menajer, despre aceasta ce ne puteți spune? Taxa de salubritate este la același nivel cu anului 2012, nu s-a schimbat nimic. Singura deosebire este că în acest an se aplică majorări de întârziere pentru cei care n-au plătit taxa anul trecut. Deci începând cu 1 ianuarie 2013 vor fi majorări de întârziere de 2% pe lună sau fracțiune de lună, așa cum se plătește majorarea la impozite, așa se aplică și pentru taxa de salubritate, deci pentru persoanele care nu și-au achitat anul trecut taxa de salubritate. De ce beneficiază cei care își plătesc impozitele cât mai repede? Da, vreau să vă spun că până în 31 martie, cine achită integral impozite și taxele locale, se aplică o bonificație de 10% la clădiri, mașini, teren, precum și la taxa de salubrizare 5%. Și cine beneficiază de reduceri sau de dreptul de a nu plăti impozite și taxe? Pe această cale la cunoștința persoanelor care anii trecuți au beneficiat de scutire, că persoanele care au o pensie pe membru de până la 700 de lei beneficiază de scutire de la impozitul pe casă și cine are până la 1 hectar de teren de reducerea cu 50% a impozitului pe teren. Pentru aceasta solicităm din nou să ne depună în cursul lunii ianuarie ultimul cupon de pensie care apare majorat și copia de buletin. Iar pentru persoanele care le au în întreținere elevi, adeverința de la școală sau de la facultate, precum și o adeverință de la fisc pentru persoanele care nu au avut venituri în
anul trecut. Deci persoanele casnice ne vor depune o adeverință de la fisc că nu au avut venituri, precum și ultimul cupon de pensie, v-am spus, care este majorat. Deocamdată impozitul este la aceeași valoare ca și anul trecut. Credeți că se poate ca acesta să fie majorat în cursul anului? Deocamdată până acum nu pot să vă spun nimic. Atunci când va veni o hotărâre de guvern sau ordonanță, o vom aplica și noi, dar cert e că până la această dată știm că anul acesta impozite și taxele locale nu suntem obligați să le majorăm. Majorarea se va aplica cu anul 2014, atunci vom fi obligați prin ordonanțe de guvern să majorăm impozitele. În ceea ce privește anul 2012, cum îl puteți caracteriza? A fost un an bun, a fost un an rău? Da. Vreau să vă spun că din analiza pe care am făcut-o în cursul lunii decembrie, încasările au fost peste 90%. Considerăm că este un an destul de bun față de faptul că încasările sau veniturile persoanelor au fost mici și să sperăm că și la acest an vor fi încasările bune, deși se anunță un an iară destul de greu pentru populație. În ceea ce îi privește pe contribuabili, ce le puteți spune? Vor putea să vină și sâmbătă? Din câte știu, se lucrează și în ziua de sâmbătă din această săptămână. Sigur că da, sâmbătă vom avea program ca și vinerea, program până la ora 1, încasăm și sâmbătă. Deci pot să vină să-și clarifice unele probleme, să-și depună acte, încasăm impozite, deci programul este normal până la ora 1, 8:30, 13:00.